vă rog, o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Un actor este, în primul rând, o foaie de turnesol. Absoarbe binele și răul, scrie Mihai Mălaimar. El vibrează și trebuie să producă un răspuns. Dragi prieteni, bună dimineața! Interlocutorul meu din această sâmbătă a schimbat o poreclă în nume, iar numele în renume al unui fel de a face teatru vibrant, profund și inovator pentru România. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, un artist desăvârșit, maestrul Mihai Mălaimare. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața! Vor fi trecut ceva ani de când nu ne-am văzut așa prietenește la o cafea. Așa și e. Azi cred că recuperăm, deși tare mă tem că nu ne ajung 50 de minute de vorbire, dar oricum ar fi multe sau puține, nu putem fără o cafea. Bună dimineața! Bună dimineața! La Grădina Verona! Bine v-am regăsit! Eu aș vrea ca de obicei cappuccino. Cappuccino, iar pentru noastră? A, un ceai? Un ceai. Îl aducem un dat. Mulțumesc mult. Așadar, nu sunteți cafegiu. Ba, sunt, dar tocmai am băut-o. Am venit un pic mai devreme să mă familiarizez cu spațiul, știi? Eu am stat undeva pe aici și din cauza asta, știu, e un fel de nostalgie, dacă vrei. M-am gândit că nu e atât familiaritatea, cât nostalgia. Exact. Pentru că acum îmi vine ideea, după ce m-am burdușit cu teorie, am înțeles în sfârșit, grație acestor cărți minunate pe care le-am pus pe masă și mă voi grăbi să le arăt, toată metafizica unui arlechin, a clofnului, a bufonului. Și acum când ați zis de nostalgie, m-am gândit că, de fapt, stând în arenă, el, clofnul, care are atâta teatralitate în el, se orientează repede în spațiu, nu? E adevărat. Teza clovnului se leagă în primul rând de curiozitatea copilului și de capacitatea adultului de a-și reaminti modul în care a privit în copilărie lumea. Poate că o să începem cu copilăria și nu neapărat cu clovnul și nici cu doctoratul, pentru că eu sunt datoare să vă spun mulțumesc pentru această plimbare cu caleașca. Am fost în caleașca aurită și pentru ca toți prietenii de la cafea astăzi să înțeleagă ce e, domnule, cu vehiculul ăsta, am să zic așa și am să-și arăt. Ia uitați-vă aici, e un volum de tot dragul. Să-i zic memorialistic, nu știu. Sunt amintiri scrise cu atâta poftă și talent că le-am citit pe nere suflate și a început să-mi placă nu doar povestea, și generația asta a dumneavoastră, care a avut ambiții mari să reteatralizeze teatrul românesc. Trebuie să recunosc că istoria acestei cărți e un pic specială. Eu i-am rugat pe colegii mei de generație să scriem împreună o carte de amintiri, uitând că nu e obligatoriu ca fiecare să trăiască în ritmul în care am trăit eu. Am izbutit să pun pe hârtie toate amintirile astea înainte de a veni vreun semnal de la ei, așa că m-am hotărât să scot o carte și ulterior mi-am dat seama că de fapt noi am fost o generație extrem de interesantă și de privilegiată, dacă vreți. Am fost ultima generație a lui Monica Lerter și a doamnei Zoe Angel Stanca. Am fost o generație care am meditat timp de 4 ani, efectiv am meditat, nu vorbeam despre altceva, da. Am meditat asupra modului în care vom interveni noi în teatrul românesc. Mi-aduc aminte, prima zi de teatru profesionist a fost de tot râsul, pentru că toți cei 4 ani de discuții despre cum vom schimba noi teatru s-au prăbușit. Adică față cu realitatea dură, pentru care nimeni nu ne-a pregătit, de fapt, lucrurile alea păreau derizorii, dar de fapt nu sunt și n-au fost, pentru că, într-un fel sau altul, colegii mei au
au încercat măcar să pună în aplicare ceea ce am discutat. Au încercat pe bune, cum ar zice studenții noștri astăzi, și se vede aici, pentru că am să dau doar un exemplu. Când a încercat partidul la putere să facă un spectacol la comandă, era anul 73-74, ziceți că a ieșit o bășcălie. Acolo era la care s-a renunțat că n-avea un control. Nu numai meritul nostru, ca să zic așa, ci al profesorilor. Institutul de teatru încă era, și eu vorbim de 69-73, care este perioada care cuprinde în ea tezele din iunie, adică nu e glumă, institutul era o oază. O oază cu ziduri înalte, impenetrabile. Noi n-am știut, n-am simțit ce se întâmpla afară. Noi nu vedeam, nu auzeam, nu sufeream decât teatru, grație lor. Dar erau profesori uluitori, de la George Demloghin, care era profesorul care a reinventat Institutul de Teatru, și Bibanu, Adriana Piteșteanu, eu vorbesc de cei de la clasa paralelă, Moni Ghelertă, Zoe Angel Stanca, Geta Angheluță, clasa noastră, dar mai erau Penciulescu, erau Esi. Da. Petrica Vasilescu, Iucescu era la și se ridicau, erau Tocilescu, care era eternul student, dar deja însemna ceva, plus cei de la operatorie, pentru că ei, de exemplu, aduceau filme care erau interzise și noi le vedeam acolo. Sigur, a venit evenimentul din 89, care a sfărâmat totul și a repus în discuție chiar existența noastră. Nu se mai punea problema renovării teatrului românesc. La nivelul central s-a gândit, hai să-l reteatralizăm altfel. Și am făcut-o prin importuri, prin tot felul de deschideri frumoase, amintiri frumoase, către, dar nu către cred că Europa, asta erau soluția. Nu asta era și soluția, o să discutăm categorie. Despre soluția dumneavoastră personală, care a prins rădăcini și a făcut școală. Uite, putem vorbi despre asta azi, când Teatrul Masca are 32 de ani, și vorbesc despre tot acest eveniment ca despre un traseu lung și abrupt, dar m-aș duce la fineța revelațiilor din el, la frumusețea paradei alea de la Botoșani, când Mălai Mare copilul vede canfelinii, ziceți, da, mi-am imaginat și eu, girafa, elefantul, zgomotele, fanfara. Mergând prin nămeți, asta era fabulos. Mai mult, era un joc cu Marcel, un alt copil, orfan, din păcate. Da. Vă jucați afară în curte, sau? Da, noi ne duelam pentru că văzuserăm un film la modă atunci și ne duelam și am auzit o muzică așa stranie. Am alergat în poartă. Și a fost o girafă pe la mine pe stradă, după care a trecut un elefant, formă niște urși, formă o mașină cu niște clovni, o altă mașină cu niște alămuri. Noi eram elevi la școala de muzică, și eu, dar alămuri ca alea n-am văzut, erau niște lucruri fabuloase. Și Marcel a fugit cu circul. Era orfan, nimeni nu l-a băgat în seamă, trăia la cămin. Am aflat după o săptămână că a fugit cu circul, nu l-a mai căutat nimeni. Și ne-am întâlnit după 20 de ani. Eu montam clovni la Național, el era mare artist de perș la circul de stat și vroia să devină clovn. M-a căutat și a vrut să-l ajut. Nu era cazul, pentru că el era născut clovn. I-am zis din două vorbe. Să-l numim, maestre, vă întrerup ca să-i spunem numele. Marcel Bejenariu de la... Bejenarul, chema Bejenariu, e corect. Bejenariu de la circul de stat. De la circul de stat Globus. Da. A fost un deci clov, a venit a discret, un, da, da? A venit discret, i-am spus două cuvinte, a venit a doua zi cu personajul făcut, machiat, cu costum, și era absolut de acolo, absolut fabulos. Dar minte, el a și jucat mult, foarte mult în străinătate. Îmi dădea telefon când se întorcea după 6-7 luni, venea și îmi povestea sumedenie de lucruri. Era absolut, absolut fascinant. El se regăsește în actorul, bufonul, clovnul. Da, e adevărat că care se este regăsește. O carte care încearcă să rediscute, din punctul meu de vedere, teza de doctorat, de care n-am fost foarte mulțumit la vremea respectivă. Nimeni aveam... care face un doctorat adevărat nu e mulțumit după aia. Vă spun din experiență. Dar îmi place această formulă în care ați îndulcit inserturi memorialistice, inclusiv cu viitorul Marcelino, care mie mi-a rupt inima puțin, pentru că mi l-am imaginat în remorca aceea cu maimuțe, făcând cu mâna cumva la colțul străzii, pentru că pleca de tot. Pleca din viața lui. Am
revăzut scena când am văzut filmul lui Fellini. E aproape identică. Adică 20 de ani mai târziu. Da. Fabulos. Dar a mai fost o scenă teribilă, l-am chemat pe Tonino, era la pensie, da. Și l-am chemat să vadă spectacolul meu. Știu, Tonino repetiție. Și Trabantul, da. Vreau să o povestiți, e altă iarnă, alt clovn, altă poveste, dar ce metafizică, da. Din nou. Așadar, Tonino a venit la o repetiție cu clovni și a stat, a tăcut, n-a râs deloc, am zis, asta e... L-am urcat în Trabantul meu și l-am dus acasă. Stătea undeva pe Mozart, Chopin, prin cartierul ăla, prin Floreasca. Și era o iarnă superbă, ningea cu fulgi cât pumnul, așa. Și s-a dat jos din mașină și m-a spus, ascultă, știi, ce am văzut acolo e foarte frumos, dar e teatru, nu e circ. Zic, de ce? Păi măi, circul nu e din costume, din nasul roșu sau... La circ, la clovni, trebuie șuturi și palme. Dacă n-ai schiafe, n-ai șuturi și palme, n-ai nimic. Și ce, fii atent cum se face numărul ăla. Și în lumina farurilor de la Trabant, cu fundalul acela fabulos de ninsoare, a jucat singur. Două personaje care își dădeau palme, își dădeau șuturi. Rotindu-se, mi-n chipui, nu? Cădea, se răsturea, se ridica. Era absolut colosal. După care a zis, ai înțeles? Și a luat haina de jos și a plecat, a intrat în uitare, a intrat în istoria proprie, pentru că eu n-am fost în stare multă vreme să spun ceva. Am rămas așa lângă Trabant și în cap cu ninsoarea aceea și cu imaginea pe care a creat-o el. Era absolut fabulos. E una din marile întâlniri pe care le-am avut în viață. Aici lipsește o carte scoasă de aceste trei. Au și ele o poveste, da. o să trebuiască să ți-o spun. Dar mai de demult scosesem la Polirom Șansa. Da, o știu, am citit-o la vremea ei. Da, să nu credeți că... despre întâlnirile mele colosale. Aproape definitive, cum ziceți. Da. Cu cei mai mari oameni de teatru ai sfârșitului secolului 20. Și asta cu Tonino a fost una dintre ele. Dar aici, cu astea trei, în pandemie, soția mea m-a exilat în pod pentru că nu vroiam să port mască. Și atunci am scris cărțile. Într-o seară am descoperit că am trei cărți scrise. Da. Și zic, tu, asta este și ceva. Și scrise bine, cu talent, pentru că îi invidiez pe toți studenții dumneavoastră acum, tocmai ce veniți de la Iași, de la un workshop în proiectul ăsta minunat, Moștenirea, în care ei învață mișcare, studiu corpului, învață mai ales să devină conștienți de ei. Asta greu se face. Asta e adevărat. Da. Da, ca să termin povestea asta, am scris tuturor editurilor din România, că sunt mai mare, am scos trei cărți, cedez toate drepturile, vreau doar să le văd tipărite. Și la 12 fix am dat send și m-am culcat. La 12 și un sfert a sunat Ovidiu Enculescu de la RAO, sunt patronul acestei edituri, ți le public pe toate trei. Și zic, domnule, stai ușor, nu le-ai citit, cum să te bagi în trei cărți să le publici? A zice, nu contează, tu ai un nume, zice, dacă ai izbutit să ți-l păstrezi până acum, e posibil că n-ai scris chiar de izbeliște. Pot să confirm că așa stau lucrurile, dar ce povești grozave. Sigur, încep cu Marcelino și parada circului la Botoșani, unde cad merii așa din dealul și e frumos peste oameni. Un alt moment magic a fost acela al celor 12 magnifici care aveau aceeași medie în 1969 la admiterea la un ATC. Nimeni n-a crezut că se poate întâmpla așa ceva. Păi asta nu-i destin, nu-i minune, nu-i o minune la vedere. Noi rămăseseră 5 locuri pe care le-ar fi ocupat primii 5 care aveau nota 7. Noi eram 12 cu nota 7. Și atunci am stat 2 săptămâni în București, zi de zi eram la institut ca să încercăm să aflăm dacă am intrat sau nu. Și secretara institutului ne tot asigura și ea empatiza cu noi, suferea pentru noi. Dom'le, zice, s-au dus, au vorbit cu Comitetul Central. Zic, aoleu, dacă am vorbit cu Comitetul Central nu e bine. Și până la urmă s-a aprobat și am intrat toți. A fost una din cele mai mari generații, am fost 41. Da.
Vreau să zic câteva nume, așa, pentru deliciu alor noștri care beau cafeau acum și poate ceaiul ca dumneavoastră. Olga Delia Matescu, cu care ați împărțit șefia de promoție, să spunem. Da, e adevărat. Ați intrat ultimii 12 mohicani acolo din îndurarea Comitetului Central, dar ați terminat primii. Cezara Dafinescu, Ioana Crăciunescu și mai sunt și alții. Maria Munteanu de la Cluj, Titi Băciuie de la Cluj, așa. Mircea Florin Grigore de la Iași, Traian Pretorian de la Petroșani, da. Mișu din Vale de la Teatru Mic, Elena Albo, Dumnezeu să ierte, care era una dintre cele mai... Julieta Suni. A fost o generație absolut colosală. Dar ceea ce era formidabil era modul în care Moni și Zoe cooperau. Mi-aduc aminte că la un moment dat am jucat fotbal, făcuserăm un campion de fotbal. Așa. Și am ajuns noi cei de la actorie în finală cu operatorii, care erau mult mai buni decât noi, dar noi fiind, am zis, dom'le, hai, acum băgăm Stanislavski și ne concentrăm. La pauză era 0-0, pe urmă a venit Moni cu Despina Marcu, care căra niște tăfuiețe cu dulceață. Că Moni a auzit că dacă mâncăm dulceață nu mai avem febră musculară. Da. Sunt poveștile aici, încet, încet le scoatem de sub cortină, dar nu de tot, oamenii ar trebui să citească. Răzbeau către noi niște semnale ale unui teatru interesant prin revistele poloneze. Da, pentru că acolo Polonia era totuși țara revoluțiilor de tot felul în domeniul teatrului. Grotowski, Tomaszewski, mai era Shaina de care era sigur fascinat. Cantor. Da. Era absolut fabulos. Și atunci revistele de teatru polonez erau reviste care ne deschideau un geamlâc așa către lumea de afară. Dar să știi, am avut revelația să descoperim că noi am inventat în borcanul în care am trăit în România tot ceea ce inventaseră ei afară. N-am fost cu nimic mai prejos. Sunt sigură că ați avut această certitudine când v-ați dus după 90 să predați și la școala Pygmalion la Viena, și la Washington un pic. Deja erau lucruri care în România păreau noi și pe care le-ați sincronizat perfect acolo, în Occident și peste ocean, făcând pantomimă, făcând lucruri care aici nu aveau tradiție sau nu erau suficient observate, deși mi-amintesc când am venit la Național să văd Clov, să văd actorul, ce recital extraordinar, de fapt e un one-man show, ca să o spun pe drept. Iartă-mă că te întrerup, vin de la Sibiu, am fost ieri la Sibiu în continuarea proiectului meu cu Moștenirea și Costică Chiriac a ținut morțiș în spiritul antreprenorial fabulos pe care îl are, să transforme o discuție cu presa într-un adevărat spectacol. Și atunci mi-am propus să joc actorul. Nu l-am mai jucat cred că sunt vreo 10 ani de când nu l-am mai jucat și l-am jucat cu enorm de multă emoție, dar în fața unui public fabulos. Adică publicul de la Sibiu este un public care trăiește prin și pentru festivalul său și este o dovadă clară că un festival important cum este cel de la Sibiu remodelează publicul și aproape că-mi vine să spun că România ar avea nevoie de astfel de festivaluri. Ne întoarcem la actorul. Acum mi-aduc aminte o replică. Așadar, eu sunt textul. Vă rog să mă citiți. Vă simțiți căutat pentru că iubiți sunteți. Toată pandemia ați fost furios și asta o spun deschis pentru că m-am uitat din când în când, tot așteptând să ne vedem la cadru încoace, mă uitam pe contul dumneavoastră de socializare și am găsit o furie și niște scântei maestre de politician înverșunat. Tocmai când mă gândeam că ați renunțat la
atitudini politice după două mandate de deputat? Am renunțat pentru că în politică am eșuat perfect. Adică nu există niciun dram de izbândă în demersul meu politic. Și, credeți, regretați acești 8 ani de... Nu-i regret, deși probabil că puteam să-i investesc mai bine în mine în anii ăștia. N-au fost 8 la vedere, că au mai fost 4 și în opoziție. E adevărat. Au fost 12 ani de politică extrem de activă, în care, sincer, mi-am propus să schimb ceva. Și nu... a fost imposibil. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Chiar nu-mi face plăcere. Dar în materie de teatru... Și acolo există o rezistență fabuloasă la nou. Dar în teatrul pe care l-am inventat cu Anca Florea în 89, când toată lumea visa să facă fabrici de bere, noi am hotărât să facem un teatru. În teatrul acela măcar am încercat să arăt că este posibil și așa. Nu e o soluție care să înlocuiască teatru, ci este o soluție care vine în complementare. Închipuiți-vă că mi-amintesc greva de pe Bulevardul Aviatorilor în anii 90, când vă doreați un sediu. Acum aveți sediu în cartierul ăsta, ziceți, cel mai proletar militar, dar ce sediu frumos! E un teatru, a fost o bucată de vreme, a fost poate chiar cel mai, a fost cel mai modern teatru din România. Iar acum, din punct de vedere sunet și lumină, sunt în continuare în top. Este un discurs pe care l-am desăvârșit, este un discurs care în ultimii 13 ani propune și o formulă cu totul specială, Statuia Vivantă, care, în opinia mea, nu e doar momentul de culme al teatrului stradal, ci este o bună soluție de pedagogie teatrală. Schimb cărțile ca să iau Statuia Vivantă, de care m-am bucurat de asemenea citind-o, și am fost creativ invidioasă pe toți studenții dumneavoastră, toți tinerii, care au această prăjitură pe masă, sub nările lor. Acum știu ce să facă și mai ales știu de ce fac asta. Da, e o carte scrisă, e a doua ediție, am mai scos una mai de demult. Îmi place mai mult asta cu imagini. Nu, asta e o carte scrisă pentru profesioniști. Cine o citește, cred că poate încerca să se apuce, pentru că niște direcții, niște jaloane sunt date în carte în mod categoric. Mi-am propus, având în vedere că de cel puțin 30 de ani trăiesc în minte cu novela lui Borges, Roza lui Paracelsus, mi-am propus să-mi caut și eu ciracul, pentru că un semi-eșec am avut în pedagogie. N-am izbutit să-i determin pe studenții mei, nici înainte de 89 și nici după, să înțeleagă exact care sunt resorturile la care doresc să umblu, și m-am lăsat de pedagogie în clipa în care niște studenți mi-au spus: păi, noi nu vrem să facem acrobație, noi am plătit să facem actorie. Extraordinar. Dar care erau resorturile? Să le lămurim. Aveți un minut de gândire, pentru că am aici un minut de plastică pe care l-am consacrat, vedeți în arierplan ce minune am pus. Ștefan Călția, l-ați recunoscut. Da, cum să nu. Clovnul ăsta alb vi se asortează perfect. Vreau să aflăm câte ceva despre maestru Călția. Poate aveți și o poveste, că sigur vă cunoașteți, zic eu. Categorie. Și asta e și o momeală, trebuie să vă spun aici deschis, pentru că s-a izolat, e undeva ascuns, fără telefon, fără mail, și pictează, iar eu aș vrea să-l smulgem de acolo la un mic dejun. Revenim imediat. Căutătorul de comori, pictorul, graficianul și profesorul Ștefan Câlția cercetează sensul ascuns al obiectelor grăitoare, dăruindu-ne o lume ce alunecă încet în fabulosul unor povești dramatice și pline de înțelesuri. Dincolo de poetica discursului său, Ștefan Câlția este un artist cu atitudine. Frumosul, asumat ca o necesitate a vieții și nu neapărat ca un principiu estetic, nu este ferit de melancolie și tragism. Mesajul operei sale este unul neliniștitor, în aparenta lui duioșie, descris nu cu instrumentele unei combativități extreme, ci cu simțul bunei măsuri. Ștefan Câlția
este fascinat de simbolismul intrinsec al obiectelor umile, înnobilate prin simțul estetic al țăranului român și, de aceea, cu atât mai valoroase. Astăzi, într-o societate globalizată, uniformă și din ce în ce mai lipsită de personalitate, aceste obiecte capătă, pe lângă utilitatea lor, rolul simbolic al continuității, rezistenței și unicității. Cred că este firesc să aducem în discuție o temă veche de când lumea, aceea de a-ți iubi obiectele din jur, ce te predispun la o stare de reverie, și cu atât mai mult de a le oferi în dar și celorlalți, spunea artistul la expoziția deschisă în mai 2013 la Galeria Anart. Universul său de o înaltă spiritualitate este populat cu mituri, arhetipuri, semne și simboluri cu o imagistică bogată. În picturile, gravurile și desenele sale, îngerii, saltimbancii, arlechinii, peștii giganți, păsările vestitoare, casele călătoare, chiar și peisajele sau naturile statice sunt devoalate cu o stranietate tulburătoare, diafană și prețioasă. Considerat ca unul dintre cei mai importanți artiști români contemporani, cu o cotă de piață ridicată, lucrările sale fac obiectul interesului crescut atât al colecționarilor, cât și al licitațiilor caritabile. Așadar, clovnul nostru alb vă place, mi-ați spus. Ei, nu numai, aici povestea este colosală și o să vă spun varianta mea. Nu știu dacă Ștefan o va susține sau nu. Montam clovni și a ieșit clovni la Național. A fost un spectacol care a șocat la vremea respectivă, că s-a adus și niște clovni de scena Teatrului Național, părea așa. Și la un moment dat cineva mi-a spus vrea să vină să vadă spectacolul Ștefan Cârția. Sigur, cum să nu? Și vrea să și vorbească cu tine la sfârșit. Uh-huh. Și am jucat, după care mi-a zis, nu a plecat repede. A, zic, nu i-o fi plăcut, asta e. Dar primesc peste o lună, două, un telefon de la el și mă invită la el acasă. Are o casă superbă, boierească, e plină de liane. M-a dus așa, ca într-o catedrală, m-a dus în fața unui șevalet și a scos pânza de pe șevalet. Era un clovn. Ștefan a tăcut, eu am tăcut pentru că eram înmărmurit de ce am văzut. Sentimentul pe care l-am avut eu este că spectacolul meu l-a atins atât de tare și l-a determinat să-și construiască seria, că e o serie întreagă de personaje de tip clovnesc. Dar chiar dacă nu este așa și probabil că nu e, că Ștefan este un artist atât de mare încât nu are nevoie de un spectacol ca să-i strânească niște energii. Dar întâlnirea dintre mine și Ștefan Cârția în teritoriul clovnului este și ea una de ordin felinian. Să nu credeți că ați avut doar atingeri și întâlniri și contaminări din asta, de la mare la mare, de la maestru la maestru, pentru că după ce am văzut clovnii dumneavoastră la Național la începutul anilor 90, când am ajuns la Paris, prin 2002 trecuse ceva apă pe Dunăre, se reedita Tristan Remy cu Andre Clunesc. Ce carte! Am văzut că o citație în doctorat, nu e întâmplător că o citați. De fapt, e piciorul de pod al înțelegerii comediei de la arte, bufonului, clovnului, actorului. Eram la Bruxelles în 84 și mă duceam în fiecare zi în Grand Place. Așa. Și mergeam pe jos și tot simțeam că se întâmplă ceva în jurul meu și la un moment dat am intrat într-un butic, era o librărie mică, ascunsă. M-am dus direct la raft și am pus mâna pe carte și am luat-o, m-a aștepta. Extraordinar. Era această splendidă Andrei Clunesc a lui Tristan Remy. Da, e altă lucrare a destinului. Așa e. Și acum m-aș duce la, nu numai la Jean Lecoq pe care l-ați cunoscut la Paris într-o bursă scurtă în care ați fost la școala lui, dar m-aș duce și la alții. Să mergem, nu se mai poartă rușii, din păcate, facem tabula rasa din asta, dar ați fost la Moscova la un moment dat să vă întâlniți cu Slava Polunin, care tocmai
pleca. Slava s-a întâlnit cu mine la Moscova pe aeroport. Noi trebuia să mergem la Leningrad la el acasă. Așa. Și mi-a zis, dragă, eu sunt alerg, că uite, am niște treburi, dar te duci la mine acasă la adresa, ai cheia sub preș, intri înăuntru, frigiderul e plin, vă uitați la tot ce vreți la video și când pleci, lași cheia de desubt. E incredibil. Noi nu ne știam. Slava a primit probabil un telefon de la Ministerul de Externe Român care a spus, eu unul, sunt unii care vin să se vadă cu tine. Nici nu m-am mai văzut cu Slava de atunci. Am vorbit o singură dată la telefon la Paris, el trăiește acolo acum, da, dar a fost una din zilele tulburătoare, pentru că și eu și Anca tremuram văzând casetele cu spectacolele lui, cu antrenamentele lui, cu festivalurile pe care le-a creat la Leningrad, și asta a cântărit enorm în opțiunea pe care ulterior, via amintirilor de la școala Lecoq, am dus după aceea către Clovni de la Național și către formula Clovnilor fără cuvinte de la Teatrul Masca. Dacă m-aș lua după toate simbolurile și după parcursul extrem de incitant al acestui teatru care a mers cu eroism pas cu pas numit Masca, și mă gândesc la prima etapă a marionetelor gigantice care ce-mi spuneau mie pe stradă sau la metrou, îmi spuneau așa, ia aminte să nu iei prea în serios totul, că uite, ăștia care ajung cu scăfârlia în cer, odată cad în nas și se prăbușesc. Și aici, cu prăbușirea asta, mă întorc iară la furiile de pe Facebook, maestre, și la ideea de România și de revoltă și de... M-am descoperit la bătrânețe un om, din punctul ăsta de vedere, oarecum trist, pentru că descoper că am trăit copil fiind apărat de părinții mei, de rudele mele, de neamul meu până la urmă, de profesorii mei care erau un alter ego a lumii acesteia apropiate, de semnificația fabuloasă a crucii pe care ți-o face în noaptea de înviere și a senzației pe care o ai în noaptea de Crăciun când te trezești copil și plutești în mirosul de brad pe care mama și tata ți l-au adus lângă pat, și descoper că adult fiind, tată, nu mai sunt lăsat, nu mai pot să ofer copiilor și nepoților mei același lucru. Revolta mea vine din faptul că am evoluat cu sila. Eu nu vreau să evoluez. Eu adică vreau să... cu tăvălugul mondializării, ați zis. Mondializării. Da. De unde acest scrâșnet în scrisoarea către tineri pe care în plină pandemie, vara trecută, în 2021, o ditirambă, spuneți acolo, până la urmă, citatul inexact, e din ceea ce ați scris. M-am străduit să fiu un român bun, un artist bun, un om bun și am reușit în bună parte, dar nu sunt responsabil pentru mizeria în care se află România, pentru că eu am încercat să o apăr. Și apoi către tineri pe care avertizați să nu fie sclavi ai unora, ziceți, care n-ar merita să le spele nici măcar mașinile. Să dezvoltăm asta, ca să înțeleagă lumea cum dintr-un artist perfect, nici nu-i bun termenul artist, aș prefera om de teatru, pentru că aici încap toate. Sunteți și regizor, ați făcut regie, a doua specializare, terminată în 84, n-am spus asta. Deci sunteți regizor, scenograf, scriitor, director de teatru și mai ales... Sunt o foarte bună femeie de serviciu la teatru. Sunt sonorizator, sunt luminist, mașinist, regizor tehnic. Mă pricep la toate lucrurile din teatru, pentru că am avut splendida, minunata, Dumnezeu m-a ajutat, revelație să descoper în anul 2 că nu am nicio șansă să devin cel mai bun actor al României. Și atunci, scăpând de această greutate, de eroarea de a te duce pe drumuri închise, am avut libertatea să gândesc. Dar întorcându-mă la lucrurile astea, România este grădina Maicii Domnului. Și dacă nu o putem apăra cu armele, trebuie să o apărăm cu sufletul, care este o armă mult mai puternică decât orice armă. Un român trebuie să știe că se naște în pământ românesc și că se îngroapă în pământ românesc, care nu poate fi pârjolit și nu putem permite să-l pârjolească nimeni.
Și acum mă duc spre un titlu care va aparține pentru că ați scris scenariu și semnați și regia. E spectacolul ăsta care se cheamă Ne-am sărutat după sfârșitul lumii. Da, și este... care e, din păcate, foarte adecvat acestor vremuri tulburi și războinice și pline de praf de pușcă din coace, dinspre Ucraina venind și nu numai dinspre ea. E adevărat, ce e mai straniu în vremurile astea acum e că descoperim câtă lipsă de sensibilitate a existat în noi în clipa în care s-a vorbit atât de mult de toate războaiele lumii. De Afganistan, de Irak, de chiar și de Vietnam, Corea, de și Vietnam, de Corea, de, și de atâtea, sigur. Da. Eram departe, adică le se întâmpla altora. Acum ni se întâmplă nouă și descoperim cât dezastru poate aduce omul omenirii. Vreau să mă duc la o replică, iar am schimbat cărțile. Din Caleașca Aurită, unde zice un personaj profesor, zice așa: unii, nu fiți ca botini, unii veți juca în scenă, dar alții veți oficia și veți fi mulțumiți că Dumnezeu v-a ales. Eu cred că ați oficiat toată viața. S-a întâmplat cu mine un lucru minunat vis-a-vis de asta. Eram la Național, șef la UTC și trebuia să păzesc teatru o dată pe lună ca șef de UTC. Veneam noaptea cu, mă plimbam cu portarul care își lua o bâtă cu el și umblam prin teatru să-l păzim împotriva cuiva, nu știu cine. Și la un moment dat am intrat, Teatrul Național era proaspăt construit, eu eram proaspăt venit în teatru și am intrat, era tot așa o lume filmică foarte stranie și am intrat pe scenă, scena era goală, cortina metalică era deschisă și se vedeau luminițele alea de la pompieri și tot mi-am simțit că se ridică părul pe mână dintr-o dată. Efectiv, iar portarul care era undeva prin sală mă întreabă cu un glas de stentor: îi simți? Și zic, da. Atunci înseamnă că ai să fii actor. Ce sentință portarului, când de fapt alții v-au dat sentințe și mai și, pentru că acum mă gândesc la Radu Beligan, care după ce a văzut Mantaua lui Gogol în regia dumneavoastră, cum am văzut-o eu însă la Național, a și spus cu o replică superbă: e atât de frumos că mi-e frică să-mi placă. Da, e atât de frumos că mi-e frică să-mi placă. E memorabil și asta vă urmărește din când în când, zic eu. Ați fost în Național din 1973 de la repartiție, ce șansă, până în 1989, adică 17 ani pe muche, ce n-a mers de a-ți pleca de acolo, Valvârtej? Erau lucruri care mergeau, era o atmosferă colosală în jurul lui Beligan și a lui Horia Popescu, cu suișuri și coborâșuri, adică nu eram chiar o familie perfectă, nici nu știu ce e aia, dar eram un grup care încerca să creeze. Ce nu mergea era ceea ce venea în contradicție oarecum cu viziunile noastre, ale grupului mai tânăr. Noi ne-am adunat la un moment dat sub mâna lui Grigore Gonța și am scos Fata din Andros, da. Și ulterior Harapalb a lui Ițcuș, care au fost două momente importante și care au definit noua generație de actori a teatrului Național, care eram noi. Și am fi putut după aceea, probabil, să spunem cam ce înseamnă Teatrul Național. Pentru că la vremea respectivă, Teatrul Național avea un profil. Teatrul Mic avea alt profil. Adevărat. Teatrul Bulandra era altceva. Nota Raure era altceva. Teatrul de comedie era altceva. Acum este Otova. Acum nu mai știi care și cine și despre ce răspunde în fața publicului. Dar în vremea respectivă au fost și acolo niște contre. Niciodată n-am îndrăznit, nu ne-am gândit să ieșim în presă. Indiferent, poți să ai dreptate, poți să n-ai dreptate. Lucrurile se rezolvă acolo. Dacă ești bărbat, te duci și îi spui lui Mircea Rusu: vreau să pui steagul Ucrainei pe Teatrul Național. Și vezi ce spune el. Dar nu vii în presă să spui că, dom'le, Mircea Rusu e un director prost pentru că nu vrea să facă ceea ce fac toți. Cum ar putea publicul să țină cont de noblețea acestei misiuni care e actoria dacă noi sistematic sărim cu tălpile pe ea? Nici nu era. Vreau să spun că, sigur, epoca mea, ca să spun așa, s-a încheiat. Noi ne băteam altfel. Noi ne băteam pe scenă. E o secvență fabuloasă care, de fapt,
arată cam ce vreau să spun. Era Beligan, stătea pe fotoliu, eu stăteam lângă el, făceam o șmecherie și luam aplauze la Filomena Marturano de fiecare dată. Mă bătuse Marcela Rusu pentru că am îndrăznit să râd pe replica ei, aceeași Marcela Rusu care după câteva luni mă trimitea la bursă la Paris, da, ca să vezi ce colosali oameni erau. Da, mă bătuse Marcela și mă urmărea cu ochi de vulturi din culise. Și eu văzând-o, îl întreb pe Beligan, în șoaptă așa, eram în spectacol, ce fac le iau? Și Beligan s-a uitat, a văzut-o pe Marcela și zice, dacă poți ele. Deci, în ce teatru se mai întâmplă așa ceva? Nu pot să nu deplâng faptul că din statuia fabuloasă care a fost Teatrul Național și Beligan, am ajuns să cântăm împreună cu cei care dărâmă statui, hai să fim serioși. Eu nu vreau să dărâm și nu o să dărâm niciodată în sufletul meu statuia Teatrului Național, care înseamnă Radu Beligan. În 89, atunci am și hotărât să plec, indiferent dacă fac sau nu fac un teatru. Niște nei ca nimeni din Teatrul Național îl înjurau pe Beligan că a fost comunist. Păi Beligan le-a dat case, Beligan le-a dat slujbe, Beligan era în comitetul central și le punea spatele când luau amenzi de la poliție și ei îndrăzneau să-l înjure pe Radu Beligan. Dar suntem așa de obișnuiți deja de 30 și mai bine de ani cu nerecunoștința încât ne ia a doua piele. Da, eu nu vreau să mă îmbrac în pielea asta. Da, nici eu. Eu rămân cu a mea. De fapt, această întâlnire la mic dejun de fiecare dată sâmbătă, consider că e o redută în fața acestei nepăsări. Și acum vreau să lămurim altă ecuație. Actorul zice cuvintele sentențios, spuneți. Clovnul, și iar mă uit spre câlția acolo în arier plan, el stă tot timpul în arenă. Ei, e un miez aici, între... E un miez cu scena și arena, deși ei doi sunt din aceeași familie, cumva. A mai existat, în clipa în care am scris despre asta, mi-am dat seama că lipsește o planetă. Așa. Știi că dacă îi întrebi pe ăștia care se ocupă cu astronomia, da, ei îți vor confirma că Nibiru există, o simt, e pe undeva, trebuie să apară. N-apucăm pentru că ea face ocolul Soarelui în 3600 de ani. Deci cine o vede, când o vede, cum? Și când vine, creează un mic dezastru, niște potopuri și tot felul de chestii din astea. Dar ea există. Și mi-am dat seama că între actorul, care este ființa generică, și clovnul, care este expresia sufletului său de copil, da, există ceva. Și am... Cercetând, mi-am dat seama, nu numai că există, e un dito mai Nibiru, pentru că e un personaj care a durat în istoria Teatrului Universal 6 secole, bufonul. Bufonul. Era un personaj omniprezent, indiferent de loc de pe pământ, pentru că se pare că și Gengis Khan a avut bufonul lui. Da, asta nu m-am gândit. Da, da, erau bufoni și la curțile împăraților Chinei, ale împăraților Japoniei. Acum, pentru că tot am vorbit de maestru Câlția și îmi trece prin cap o serie, așa, îmi tropăie în minte arlechinii lui Corneliu Baba și pieroții și la Pierrot mă duc la acest mic roman autobiografic, cum ziceți, cochet, numit Pădurea. Și, de fapt, nu știm cum o să se numească până la urmă, Pierrot, Pădurea sau altcumva. Asta nu știu, am lăsat scris undeva, unde în sertarul în care am încuiat că se va publica după moartea mea. Așa că așteptați mult și bine, pentru că n-am de gând să mor foarte repede. Am citit prin 2010 această carte-album pe care ați scris-o împreună cu soția dumneavoastră, regizoare. La început a fost gestul. Oare a fost gestul? Categoric. Noi credem foarte tare. Limbajul vorbit a venit, da, a venit mult a mai târziu. De fapt, sunt de acord cumva. Gestul creatorului care întâi a făcut lumea și după aia a fost cuvântul. Și să nu mai era în... ceva. Dacă ne gândim numai la zona asta care a fost și care este grădina Maicii Domnului, gândiți-vă, acum 8.000, 10.000 de ani era civilizația cucuteni. Da. Era civilizația de o cultură absolut dumnezeiască. Cuvântul nu era necesar. Cuvântul minte. Gestul, privirea, sufletul, astea sunt lucrurile care spun adevărul. Aia era o perioadă matriarhală,
cred cu, și, cum să spun, cu desăvârșire că șansa Pământului este să se întoarcă la matriarhat. Singura ființă bipedă care este în stare să țină frâiele în mână este femeia. Îmi place această opinie și pentru că vorbim de gesturi și nu mi-a spus ce gesturi magice ați făcut ca să aveți un fiu violonist care vă continuă o ambiție părăsită în copilărie și unul ochi perfect de imagine, director de imagine la Hollywood, cu premii, cu recunoașteri, bucurie mare pentru români a fost în 2020 când a fost premiat. Cum ați făcut cu acești fii? Mai am încă un băiat, Ștefan, care a terminat literele și care este un senzațional traducător de limba engleză. Sincer, și mai am o fată, care e la Londra și care a terminat Bele Arte și care este o colosală artistă. Vreau să vă spun că, deși consider că Mihai Mălaimare, care vă vorbește, nu e prost deloc, adică e un tip interesant, copiii mei sunt de un milion de ori mai buni decât mine. Deci ați fost un tată la fel de bun pe cât actor ați fost de bun. Asta să-i întreb pe ei. Și sunteți. Dar că sunt un tată fericit, asta este adevărat. Ieri a fost ziua violonistului meu și tot ieri a primit și titlul de doctor în muzică și m-am bucurat foarte tare. Sunt fericită eu însă pentru dumneavoastră, pentru aceste izbânzi, dar dincolo de această fericire paternă, pe care orice tată adevărat o are. Sunteți fericit și pentru celelalte lucruri spuse și nespuse ale dumneavoastră, cel care venea încoace de la Botoșani cu gândul de a schimba lumea? Sunt îngrijorat, mai degrabă spus, și de aici violențele mele. Sunt îngrijorat și mi-e teamă. Pe de altă parte, cred cu tărie că Dumnezeu nu va lăsa din mână această țară. Este absolut imposibil și mă rog în liniștea sufletului meu să o facă mai repede, să prind și eu bucuria de a fi român în România. Nu vreau să adaug nimic pe această replică aproape sentențioasă, am să vă spun doar atât. Acestea sunt cărțile, dragi prieteni, pentru recomandarea de astăzi. Le arăt pe toate trei cu bucurie, cu plăcere și cu încrederea că vă vor bucura și pe dumneavoastră deopotrivă. Mulțumesc, maestru! Salut, mulțumesc mult! Vă îmbrățișez!